Militarii detașamentului de pompieri fălticeni împreună cu lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Mălin au intervenit cu 4 autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din satul Poiana Mărului, comuna Mălin. La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau la o parte din acoperișul casei și în interiorul acesteia, cu pericol de propagare la întreaga construcție. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat restul casei de locuit. În incendiu au ars 15 metri pătrați din acoperiș, 12 metri pătrați din streașină, componente ale acoperișului, precum și bunuri din interiorul locuinței. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurt circuit produs la un conductor electric defect.